În studiile mele legate de miturile și religiile străvechi, un ajutor foarte consistent este colecția Biblioteca Orientalis de la editura Herald. Vă propun în această postare să zăbovim puțin asupra unui popor foarte interesant și destul de misterios care apare foarte des pomenit în Biblie. Pentru aceasta voi deschide lucrarea lui François Lenormand, Magia la Caldeeni. Acest trib, despre care se știe destul de puțin, a dat întregii umanități pe părinții astrologiei și magiei. Dar înainte de toate, să fixăm bazele expunerii temei în câteva date istorice. În Biblia ebraică, Cartea Genezei, Caldeea este patria lui Avraam, născut în orașul babilonian Ur. De aici pornește patriarhul iudeo-creștinilor și islamicilor în marele său exil și în căutarea formării unui popor nou care să renunțe la idolatrie și politeism, închinându-se unui singur Dumnezeu, ducând o viață cu adevărat spirituală. Biblia include alte referințe la caldeeni, în special prin utilizarea termenilor ca sinonime ale babilonienilor. În sursele grecești antice, termenul geografic Caldeea desemnează sudul Mesopotamiei. Apare pregnant la Herodot pentru a desemna în special preoții babilonieni versați în astronomie și astrologie și, desigur, de asemenea în magie și divinație care trăiau în Babilonia. Strabon îi prezintă pe caldeeni drept filozofii Babiloniei, în special cunoscuți ca fiind experți în astronomie, și evocă împărțirea lor în triburi, referindu-se fără îndoială la preoții marilor temple, care erau într-adevăr centre importante de cultură. Cunoașterea astronomilor și astrologilor babilonieni din această perioadă este atestată de numeroase tablete cuneiforme și este evident că a avut o influență determinantă asupra dezvoltării astronomiei grecești. Pliniu cel Bătrân evocă un renumit savant caldean numit Cidenas, care ar fi transcrierea în greacă a numelui babilonian Chidinu, căruia îi atribuie progrese importante în cunoștințele secrete despre cer, pământ și influențele zeilor asupra oamenilor. În cele din urmă, mai ales în zona Imperiului Roman, termenul caldeeni a ajuns să desemneze ghicitori, vrăjitori și idolatri, ceea ce a condus treptat la o conotație negativă. În cartea lui François Lenormand, Magia la caldeeni, ni se propune așadar o incursiune istorică și ezoterică asupra cunoștințelor, practicilor și ritualilor acestui trib semit. Este limpede pentru toți cei care studiază acest subiect că aici s-au pus bazele ocultismului și ezoterismului care au repercusiuni destul de adânci până în ziua de astăzi. Autorul insistă asupra viziunii caldeene despre viața de apoi, rolul demonilor și al spiritelor, precum și utilizarea amuletelor și talismanelor, explorând texte aparținând bibliotecii Palatului Regal din Ninive, ce conțin 28 de formule de incantații împotriva spiritelor rele, a efectelor vrăjitoriei, a bolilor și a principalelor nenorociri care atacau pe oameni în cursul vieții lor de zi cu zi. În toată antichitatea, arta izgonirii demonilor a constituit nu o superstiție absurdă a oamenilor inculți, ci dimpotrivă era considerată o știință supremă, apanaj al preoților babilonieni care cunoșteau tehnicile de exorcizare a acestora. Istoria anumitor superstiții este unul dintre cele mai ciudate, dar nu mai puțin importante capitole din istoria minții umane și oricât de stranie ar părea omului modern, reveririle magiei și ale astrologiei au exercitat timp de mai multe secole o influență prea profundă și prea decisivă asupra noastră a tuturor pentru a fi considerată derizorie. În credința caldeenilor, originea tuturor bolilor era considerată a fi opera demonilor. De aceea, procesele de vindecare erau mai degrabă niște ritualuri sfinte de exorcizare decât niște rețete prescrise de tratament pe o gândire rațională care avea să pună temelia medicinii moderne în Grecia antică. Din această perspectivă, François Lenormand este convins că aici, în bazinul Mesopotamiei, s-au pus bazele sistematizării practicilor șamanice din întreg Orientul apropiat. În ochii populațiilor creștine care vorbesc limba aramaică, caldeii erau astrologi, magi, închinători ai stelelor, în cele din urmă considerați eretici. În anul 1445, Papa Eugen al IV-lea a ales să folosească termenul caldeeni pentru a desemna creștinii din Est care au decis să se adune la Roma, spre deosebire de nestorienii sirieni care au decis să-și păstreze specificitățile teologice independent față de Vatican.
Vă recomand să parcurgeți lucrarea lui François Lenormand, Magia la Caldeni, întrucât este un studiu foarte serios și bine documentat și deschide noi perspective în a înțelege religiile semitice care au intrat la un moment dat în contradicție cu viziunea monoteistă a părintelui nostru Avraam. Lucrarea o găsiți la editura Herald, iar eu voi lăsa un link în comentarii care să vă conducă către această minunată lucrare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție!